Bună dimineața! Bună dimineața, Alina! Bună dimineața, Marian! Sunt vesel în dimineața asta că îmi place bradul, domnule. Avem un brad extraordinar de frumos. Felicitări colegilor, celor care au avut binevoința să-l facă ieri. Le mulțumim foarte frumos pentru acest decor minunat. Frumos brad! Oh, da, deja mă gândesc la cozonac. Mă rog, lasă la cozonac. Bun, cozonac, normal. Da, mi-este foame. Sunt foame! Să lăsăm, avem foame. Ceva de mâncare pe aici prin emisie, domnilor colegi. Mâncăm mai târziu. Vineri 13 astăzi, mare atenție la ziua de astăzi. Da, scuzaru, 6-6 poartă în casă să nu vine niciun ghinion peste noi. Supersticioasă? Nu cred. Nu, ți-am spus că nu sunt. N-am nicio problemă nici cu pisicuțele, nici cu scările, nici cu pisicuța neagră, pisicuța verde, violet, mov, în fine. Se anunță o zi frumoasă, cum stăm din punct de vedere meteo? Din punct de vedere meteorologic, stăm destul de bine la această oră. Într-adevăr, se registrau -2 grade Celsius, cerul era senin. Pe parcursul zilei nările se vor mai aduna, însă oricum ne vom bucura și de momente însorite. Iar așa se va menține vremea și în acest weekend. Să sperăm că nu știu dacă o să nică, deși ne dorim măcar acum în preajma sărbătorilor, măcar de Crăciun, într-adevăr. Vine Carmen Dima la și 20 și ne spune nu prea cred că sunt șanse mari să ne ningă anul ăsta de sărbători, dar vedem. Totuși ne păstrăm optimismul incurabil, cel puțin în ceea ce mă privește. 3-4 evenimente importante. Nu știu dacă ninge Vergea. Ai tu, facem pariu că nu ninge? Pe cât? Vorbim după. Câteva evenimente petrecute pe 13 decembrie de-a lungul anilor. În 1524 era confirmat la Istanbul ca domn al țării românești Radu de la Fumați. În urma victoriilor obținute de domnitorul român în perioada 1522-1524, în 1642, pe 13 decembrie, Noua Zeelandă a fost descoperită de navigatorul olandez Abel Tasman. În 1863, guvernul cogălnicean votează legea secularizării averilor mănăstirești, deziderată al Revoluției de la 1848, iar în 13 decembrie 1990 a fost înființat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT-ul, prin legea numărul 39 per 13 decembrie 90. Scopul declarat al acestei instituții este organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării și siguranța statului în timp de pace cât și de război. În România astăzi se sărbătorește Ziua Tipografului. Pentru săgetător se anunță o zi interesantă, Ziua Meseriei Exigente. Veștile pentru celelalte zodii cum sunt, Alina? Sunt tocmai bune. Nu sunt, de ce? De vineri 13 sau dintr-un alt considerent? Inclusiv la Leu. Știu, m-am pus rău cu tine. Sar peste leu. Hai să ascultăm zodiacul. Berbec. Se pare că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. După o zi destul de agitată, petreceți o seară liniștită împreună cu persoana iubită. Taur, nu refuzați ajutorul celor din jur. Sfaturile unui prieten cu experiență vă sunt de mare folos pentru a lua decizii. Gemeni, dimineață este posibil să aveți mici dificultăți pe plan sentimental, dar le puteți rezolva. Cu o vorbă bună, puteți evita o discuție pornită din nimic. Rac, se pare că intuiția nu prea vă ajută astăzi și resimțiți o stare de oboseală. Încercați să vă odihniți mai mult în acest sfârșit de săptămână. Leu, s-ar putea ca în prima parte a zilei să aveți mici probleme în cămin, însă un gest tandru sau o vorbă bună pot să vă ajute să evitați o ceartă. Fecioară, dimineață sunteți obosit și confuz, cu un simț practic scăzut. Vă sfătuim să vă odihniți mai mult și să vă limitați la activități simple. Balanță. Se anunță o zi favorabilă întâlnirilor cu prietenii și cu persoana iubită. Din punct de vedere financiar, însă, nu stați tocmai bine în această perioadă. Scorpion. Sunteți hotărât să rezolvați o problemă financiară care vă deranjează de multă vreme. Cu puțin efort, puteți să redresați bugetul familiei. Săgetător. Intenționați să începeți o activitate nouă, dar vă cam lipsește simțul practic. S-ar putea să aveți mici probleme de sănătate, așa că limitați-vă la activități de rutină. Capricorn. Dimineață sunteți foarte sensibil și nu sunteți mulțumit de nimic. Încercați să depășiți această stare, deoarece vă poate afecta relația cu familia. Vărsător. Vă sfătuim să nu faceți investiții, chiar dacă vi se oferă această ocazie. Relațiile sentimentale însă trec printr-o perioadă favorabilă. Pești. S-ar putea să nu vă simțiți în formă și să nu puteți termina ce ați început, așadar nici să nu vă gândiți să vă asumați noi responsabilități.
Marian. Ni le asumăm noi, ca să vă trezim așa în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze, sperăm. Mulțumim frumos, Alina, pentru săgetători. Este ziua meseriei exigente, spuneam. Persoane născute pe 13 decembrie au simțul lucrurilor în perspectivă și al detaliilor. Sârguincioși la locul de muncă, aceștia lucrează încet, cu grijă, cu precizie, fără să piardă din vedere scopurile lor pe termen lung. Știți cum se spune, scopurile scuză mijloacele. Ai vreun sărbătorit căruia să-i urez acum la mulți ani? Nu, urez la mulți ani tuturor sărbătoriților. Avem noi aici lista găsită în ziarul Argeșul. Cine vor fi sărbătoriții weekendului? Astăzi va fi sărbătorit la zi aniversare preotul Decebal Floroica de la Biserica Așezământul Sfinții Împărați Constantin și Elena. La mulți ani! Mâine vor închina o cupă de șampanie cu prietenii Sorin Mazilescu. La mulți ani, Sorin, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș, antrenorul de volei Mugur Niculescu și Ion Ștefan, primarul comunei Budeasa. Duminică, pe 15, vor fi sărbătoriți Jean Dumitrașcu. La mulți ani, domn director, directorul Filarmonicii Pitești, doamna Ida Enache, directorul Casei de Pensii Argeș și Emilian Dragnea, directorul în cadrul DGASPC. Tuturor sărbătoriților să aveți parte de o zi bună, de un weekend cât se poate de plăcut. Rămâneți cu noi, trecem la puțină înviorare acum, după care ne întoarcem cu revista presei argeșene. Ne-am întors cu ziarele, doamnelor și domnilor. Începem ca de obicei cu site-ul epitești.ro. Când vor recupera bugetarii zilele în plus? Aflăm chiar acum, zilele libere în plus. După cum bine se cunoaște, bugetarii vor beneficia în perioada sărbătorilor de iarnă de 3 zile libere în plus față de cele obișnuite. Este vorba despre 27-31 decembrie și de 3 ianuarie. Guvernul a stabilit și zilele în care liberele suplimentare urmează să fie recuperate. Astfel, potrivit Mediafax, bugetarii vor lucra, atenție, sâmbătă pe 14 și 21 decembrie și chiar pe 11 ianuarie. O alternativă însă pentru aceste libere din decembrie este prelungirea corespunzătoare a programului de lucru în perioada următoare până pe 24 decembrie. Mai multe detalii pe epitești.ro. Din ziarul Argeșul aflăm că e pe ducă Petrochimia, dar apare mini-rafinăria. Ci că nu e rentabilă, ci că la Pitești va mai rămâne, conform Petrom, doar o stație de depozitare în locul rafinării, iar pe Chim, care altădată duduia, cum se zice, se aude că o mare parte din această rafinărie va fi demolată dacă Ministerul Economiei nu va reuși să o salveze la pachet cu Oltchim și cu Divizia Petrochimică Bradu. Ei bine, în acest context, o mini-rafinărie de țiței a apărut recent prin Arad. Produce solvenți, bitum, adică ce se făcea odinioară la noi în Pitești. Imediat revenim cu detalii în pagina a patra. Tot din Argeșul mai aflăm că astăzi este ultima zi în care crescătorii de ovine și caprine din zonele defavorizate pot depune documentele în favoarea acordării subvențiilor aferente pentru oi și capre. Până ieri au fost depuse doar 310 cereri. Primăria Pitești este primăria verde. În această săptămână a avut loc cea de-a șaptea ediție a galei premiilor oferite de revista Infomediu Europa, cu profil de mediu și ecologie, eveniment la care a participat și Tudor Peniu, primarul municipiului Pitești. Cu această ocazie, primăria Pitești a primit titlul de primăria verde pentru implementarea de proiecte în domeniul protecției mediului, cum ar fi, de exemplu, crearea parcului Lunca Argeșului cu fonduri europene. Revista în cauză oferă acest premiu primăriei Pitești pentru al doilea an consecutiv, fiind singura instituție din țară nominalizată în anul 2012 și în 2013. În ultima săptămână, agenții poliției locale au aplicat 143 de amenzi, valoarea totală acestora fiind de aproape 19.000 de lei. Cele mai multe amenzi, 84 la număr, au fost acordate pentru mașini parcate neregulamentar, fiind ridicate și 21 de vehicule. 10 persoane care vindeau alimente direct de pe trotuar și care nu aveau avize de comercializare a mărfii au fost de asemenea sancționate, iar alte 9 au fost amendate pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. La dispeceratul poliției locale, care a preluat și telefonul 984 de la primărie, telefonul cetățeanului, au fost înregistrate în același interval de timp 94 de sesizări, în special pe linie de ordine publică. Cum se face corect aerisirea instalației de încălzire? Este foarte important, clienții termocalori din Pitești trebuie să realizeze corect câteva operațiuni pentru a beneficia pe timpul iernii de un aport confortabil de căldură. Una dintre aceste operațiuni este aerisirea instalației de încălzire. Cum se face aceasta corect? Să închid robineții principali de pe conductele de tur și retur din subsolul imobilului, să deschid robineții de aerisire, să așteaptă câteva minute pentru a se
liniști apa în instalație și pentru a se da timp aerului să se ridice la suprafață. Se deschide foarte puțin robinetul principal de pe conducta de retur. După ce aerul este scos din instalație și pe conductele de aerisire, apa curge constant, se închid robineții de pe aceste conducte. În final, se deschid complet robineții principal din subsolul imobilului. Mai multe amănunte vă oferă Argeșul în această pagină a doua. Duminică intră în vigoare noul mers al trenurilor. Dacă vă interesează să plecați, eu știu, în vacanță încă de duminică, CFR Călători informează că începând cu 15 decembrie va intra în vigoare noul mers al trenurilor, care va fi valabil până pe 13 decembrie 2014. Aflat într-un proces necesar de limitare a pierderilor operaționale, compania face un efort deosebit, astfel că la anul se pune la dispoziția zilnică a tuturor categoriilor de călători un număr total de 1169 de trenuri, dintre care 247 de trenuri interregio și 922 trenuri regio. În traficul intern, CFR Călători va asigura și în 2014 serviciul public și de navetă între marile orașe și localitățile din proximitatea acestora. În plus, se va menține mersul de tren cadențat pe rutele unde condițiile de circulație și exploatare permit acest lucru și unde traficul de călători plătitori este cu preponderență de navetă. București Nord, Pitești, Craiova, prin Roșiori Nord, București Nord, Ploiești și Constanța, Mangalia în sezonul estival. Mai multe amănunte le găsiți în pagina a treia. Iosif Cerbureanu, secretarul municipiului Pitești, a anunțat că la noua biobază de la Zmeura, construită din banii primăriei, au fost duși până în prezent circa 400 de câini, dintre care cei mai mulți au fost adoptați de către asociația din Germania, care administrează biobaza veche de peste drum. Cerbureanu susține că niciun câine nu a fost eutanasiat, mai ales că normele de aplicare a legii privind maidenezii nu au apărut încă. Prin Asociația Municipiilor din România am căutat să aducem unele modificări importante privind normele, că cele erau făcute inițial mai mult pentru București, nu se puteau aplica și în alte orașe, am sesizat pericolul și am intervenit la timp. Pe de altă parte, însă am cerut să ni se permită angajarea la nou la adăpost a 6 oameni. Nu ne-au dat acordul cei din București, așa că va trebui să ne descurcăm cu firma din Bascov, cu care avem contract de strângere a câinilor de pe străzi. La anul vom cumpăra și o mașină pentru ecarisaj, a mai declarat secretarul municipiului Pitești, domnul Iosif Cerbureanu. Mai departe, vă spuneam de acea procedură că e pe ducă Petrochimia, dar apare mini-rafinăria. Nu e rentabilă sau nu există cerere de piață. Om trăi și om vedea. În locul rafinăriei Arpechim, care e alterată duduioasă, se aude chiar că o mare parte din aceasta va fi demolată. Asta dacă Ministerul Economiei nu va reuși să o salveze la pachet cu Divizia Petrochimică Bradu. Vorba de Olchim și Divizia Petrochimică Bradu. Ei bine, în acest context, de o lună, o nouă rafinărie de țiței a apărut pe harta României. Nu este construită de niciun colos din domeniul petrolier, nici măcar de un investitor străin potent financiar, și aparține unei familii arădene. Rafinărie pe raza comunei Apateu din județul Arad, se vorbește că are deja 40 de angajați și recent a încheiat cu Oil Terminal Constanța un contract de circa 2 milioane de euro pentru livrarea a 5700 de tone de țiței necesar rafinăriei. Combustibilul rezultat se vinde ulterior distribuitorilor de carburanți și altor clienți din zona de vest a țării. Rafinăria mai produce însă și o gamă largă de solvenți, dar și bitum, cam ce se producea de altfel aici la noi în Pitești. Așadar, nu este chiar adevărat că există prea multe capacități de rafinare și că Arpechim trebuie neapărat închisă, dovadă stând chiar în această rafinărie mică din vestul țării. Procedura pentru privatizarea Olchimului. Bine, Ministerul Economiei a anunțat ieri că procedura de selecție a ofertei angajate pentru achiziția părților sociale deținutele Olchim și Olchim SPV va avea loc pe 3 februarie 2014. Valoarea de reper activelor transferate de la Olchim către Olchim SPV este de 305,24 de milioane de euro, fără ca aceasta să reprezinte limita maximă a prețului tranzacției. Din Olchim SPV face parte și Petrochimia de la Bradu, din județul Argeș, iar adunarea creditorilor Olchim a aprobat la data de 2 decembrie strategia de reorganizare judiciară propusă de administratorii judiciari, utilizarea denumirii de Olchim pentru crearea noii societăți comerciale, adică Olchim SPV SRL, precum și procedura de selecție a ofertei angajante a achizițiilor părților sociale ale SC Olchim SPV. Așadar, așteptăm până pe 3 februarie 2014, după care om trăi și om mai vedea la ce concluzii se va ajunge.
Tot din acest ziar Argeșul aflăm despre un mușcelan trimis la închisoare. În cursul zilei de miercuri, lucrători ai Serviciului de Investigații Criminale, compartimentul urmăririi din cadrul Poliției Județene s-au deplasat în comuna Lerești. Cu ajutorul agenților postului comunal de poliție a fost identificat Daniel Cătălin Oancea, de 42 de ani, în localitate, pe care l-au dus la Pitești, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în regim de retenție de la judecătoria Câmpulung. Împricinatul a fost încarcerat în arestul Poliției Argeș, urmând să fie transferat la penitenciarul Colibaș. Trecem la sport acum. BCM-ul Pitești nu mai vrea pași greșiți după eșecul din etapa trecută. Din deplasare în fața echipei SCM-ul Craiova cu scorul de 60-71, jucătorii de la BCM-ul Pitești vor încerca mâine seară, în partida pe care o vor susține pe propriul teren în fața formației Gazmetan Mediaș, să scoată maximum de puncte. Jocul se anunță unul extrem de dificil pentru trupa pregătită de Hristu Șapera, care va încerca să-și mai spele, din păcate, cum se spune, având la acest moment 5 victorii și 6 înfrângeri în campionat. Handbaliștii vor să intre în vacanță cu o victorie. Se vorbește în acest ziar despre Cupa Sărbătorilor de Iarnă la Șac și când vin vedetele fotbalului la Stelele Crăciunului. De asemenea, găsiți toate amănuntele în pagina de sport a ziarului Argeșul. În ultima pagină aflăm că sâmbătă cântă Speranțele Argeșene, etapa județeană a festivalului concurs Speranțe Argeșene, desfășurată sub egida Consiliului Județean Argeș. Ia startul mâine, începând cu ora 9 la Biblioteca Județeană, o secțiune a muzică ușoară pentru soliștii din clasele 1-8, respectiv la Școala Populară de Arte și Meserii din Pitești. Competiția se adresează școlarilor de gimnaziu și liceu care cântă din plăcere, precum și elevilor care își șlefuiesc talentul la Școala Populară de Arte și Meserii, Școala de Arte Câmpul Mușel și Liceul de Arte din Ulipati. Gala laureaților începe la ora 15 și se desfășoară la Cercul Militar din Pitești. Ultima informație, doamnelor și domnilor, știți foarte bine, bănuiesc, despre acțiunea noastră caritabilă Ajută-l pe Moș Crăciun. Iată, așa se numește campania, în urma căreia sute de copii vor avea parte de sărbători fericite, așa cum fiecare micuț de altfel își dorește. Se vorba despre micuți din mai multe comune argeșene care nu au o situație financiară foarte bună și la care Moș Crăciun nu poate ajunge. Tocmai de aceea, complexul comercial Slava, Antena 1 Pitești și Asociația Oamenilor de Afaceri organizează duminică, 15 decembrie, la Euromol Pitești, o seară specială pentru copii. Se vor spune povești, se va colinda alături de trupa Bambi, astfel pentru a aduce un zâmbet și bucurie unor micuți nevoiași. Părinți, bunici, dar și copii pot veni cu o jucărioară pe care o vor dona celor care nu au fost atât de norocoși. Și pentru că atunci când dăruiești și primești, moșul s-a gândit să le ofere și celor care aduc jucării câte un mic dar, autografe personalizate cu Bambi și vouchere cu reduceri la cumpărături. Rețineți duminică, 15 decembrie, de la orele 17, vă dăm întâlnire la Euromol. Cam atât cu presa de astăzi. Arde de nerăbdare Carmen Dima să-mi spună că ninge de Crăciun, dar nu prea cred. Imediat ne întoarcem cu detalii. Bună dimineața, mai avem să dăm pariu dacă ninge sau pariu. Ninge de Crăciun. Deci îmi doresc foarte mult să ningă, sincer îi spun, dar nu cred că o să ninge. Mai vedem. Dacă nu neapărat în ajun de Crăciun, dar se pare că de Crăciun cel puțin de Crăciun. Da, cam așa, s-ar putea. Nu-i de râs, pentru că hărțile din acest moment cam acest lucru indică. Dar oricum ne mai întâlnim vinerea viitoare și cu siguranță atunci vom ști dacă ninge sau nu ninge de Crăciun. Până atunci mai avem însă o săptămână pe care trebuie să o trăim așa frumos și până la urmă mai contează cum e vremea, că am văzut că aveți un brăduț foarte frumos aici. Ce ne trebuie. Decorul este deosebit și spiritul sper să fie la fel. Zăpada lipsește, totuși, Carmen. Totuși. Da, zăpada avem la munte, având în vedere că grosimea stratului de zăpadă, cel puțin în zona Bulalac, este de 62 de centimetri. Așadar, dacă doriți zăpada, acolo o găsiți cu siguranță. Haideți să vedem ce ne așteaptă la nivel continental. Nebulozitatea se remarcă cu precădere în nord-vestul extrem. Trebuie să vă spun că în zona Oceanului Atlantic activează niște formațiuni de presionare foarte, foarte severe. Aceleași depresiuni se reîntâlnesc și în partea nord-vestică a continentului și în zona peninsulei scandinavice, care determină o vreme deosebit de rece și instabilă și cu ninsori și cu vânt cu intensificări susținute. Așadar, dacă doriți un astfel de peisaj, puteți să mergeți acolo. Ce se întâmplă în țara noastră în acest sfârșit de săptămână, dar și săptămâna viitoare? Remarcăm faptul că ciclonul care ne-a adus și nouă instabilitatea atmosferică și o vreme mai rece, mai ales în jumătatea de est,
a țării, așa cum spuneam vinerea trecută, este în diminuare, s-a deplasat către partea de răsărit extremă a continentului nostru, mai determină ceva nebulozitate pe parcursul zilei de astăzi, dar doar în zona montană condiții reduse vor fi de ninsori slabe și tot acolo pe creste să mai fie intensificarea vântului care să spulbere pe alocuri zăpada. Altfel vom avea parte de un cer variabil și pentru faptul că în restul continentului se află un câmp de presiune ridicată, un anticiclon care aduce cu el o masă de aer caldă, un aer foarte cald, o să avem valori termice treptat mai ridicate pentru perioada în care ne aflăm și în acest sfârșit de săptămână și cel puțin până miercuri inclusiv. Așadar, valorile de temperatură ale aerului vor fi în creștere, mai ales pe parcursul zilelor, când vom avea maxime cuprinse la nivelul județului nostru, în general între 5 și 9 grade Celsius. Iar pe parcursul nopților rămân totuși valori normale pentru acea perioadă, în general între minus 4 și 0 grade Celsius. În acest moment, mărul termometrului indică minus 1 grad Celsius la Pitești, de altfel valorile sunt negative acum în întreg județul nostru, în general între minus 4 și 0 grade Celsius. În zona Bâlealac, 0 grade Celsius. Așadar, temperaturi totuși normale pentru perioada în care ne aflăm. Dacă vor colegii din studio să ne ajute și cu următoarea hartă a evoluției câmpului de presiune, mulțumesc foarte mult. Iată așadar, urmărim intervalul de prognoză. Da, nu știu ce problemă este, dar așa cum spuneam, în partea de răsărit se formează un anticiclon, nu? În partea de răsărit a continentului, în partea de răsărit a continentului avem de-a face. Nu, lăsați harta următoare, dacă... Bun, mulțumesc frumos, vom vorbi pe aceasta. Câmpul anticiclonic de care vorbeam, care vine cu o masă de aer cald din zona arhipelagului Azore, da? Și o să ne ofere valori termice destul de ridicate, până la 9 grade Celsius, până miercuri inclusiv, o să fie apoi în ușoară diminuare. Deci până miercuri inclusiv, ușoare variații ale câmpului de presiune, care va fi totuși ridicată pentru perioada în care ne aflăm și ridicată comparativ cu presiunea la nivelul mării normală de 1015 hectopascal, se va încadra în general în intervalul 1030-1040 de hectopascal. Pentru că apoi, de joi, să avem de-a face cu o scădere treptată a câmpului de presiune care să aducă pe lângă această scădere a câmpului de presiune și o masă de aer mai rece. Așadar, de joi, treptat, temperatura aerului va fi în scădere. Joi nu vorbim mai mult de 5 grade Celsius. Cele mai ridicate valori vor fi în zonele de deal și de munte. În zonele joase vor fi condiții de ceață cu pregădere noaptea și dimineața. Vântul nu va depăși pragul de moderat decât în zona montană înaltă. Iar de joi se pare că temperatura aerului va fi în scădere, așa cum spuneam. Mai ales această scădere a câmpului de temperatură se va resimți în jumătatea de est a țării, inclusiv în județul nostru. Vom avea o scădere a temperaturii de până la, spuneam, joi, cel mult 5 grade Celsius. Treptat se scade către 2-3 grade Celsius ca valori maxime, iar cele minime în general între minus 6-minus 2 grade Celsius, cu unele înorări care se favorizeze pe alocuri precipitații slabe, dar predominant sub formă de ninsoare, cu totul izolate. Vântul și atunci se prezinte unele intensificări, iar apoi pentru săptămâna care vizează... Vorbim vinerea viitoare! Se pare, da, vom vorbi vinerea viitoare, dar se pare că acea vastă depresiune, acel vast ciclon de care discutam mai devreme, care se află în partea de nord-vest a continentului, o să se deplaseze treptat către sud-estul acestuia și o să aducă și intensificarea vântului și scăderea temperaturii aerului și precipitații, dar vom vedea mai multe amănunte cu datele actualizate săptămâna viitoare, vinerea viitoare. Abia așteptăm. Da. Oricum, până atunci vremea va fi bună. Și, bineînțeles, indiferent de vreme, vreme frumoasă tuturor. Mulțumim, Carmen Dima, te așteptăm cu ultimele noutăți. Vineri pe 20 vom afla dacă îl tăiem sau nu pe ghiță, pe zăpadă. Am aflat acum sub nicio formă, dar cum va fi de Crăciun, dacă vom avea sau nu zăpadă, aflăm vinerea viitoare. Mulțumim, publicitate, și ne întoarcem cu invitatul de astăzi al emisiunii, Nicolae Smădu, primarul Comunei Domnești. Rămâneți cu noi! Jam, supermarketul unde îți faci cu plăcere cumpărăturile zilnice pentru familia ta.
Aici găsești o diversitate de sortimente de calitate. Produse proaspete în fiecare zi. Vino să te convingi, vei avea și surpriza promoțiilor permanente. Supermarketul JAM, în Pitești și Topoloveni. JAM te mulțumește pe deplin. Acum la JAM, cafea Jacobs la prețul de 7,99 lei. Sunt Adriana Bahmuțeanu și cu dragoste doresc tuturor clienților Slava sărbători fericite, cu liniște în suflet, belșug în casă, sănătate și noroc în anul care vine. Slava vă urează la mulți ani! Clinica Andreea Motoc de pe Calea București oferă servicii de investigații medicale, diagnosticare și tratament prin medici cu cea mai înaltă calificare și experiență profesională din România, doctor în medicină, în Parhon, Fundeni sau Pantelimon. Conducerea, corpul medical și aparatura de laborator este de excepție. Analize medicale pe aparatură de ultimă generație, unic în România, consultații medicale pe toate specialitățile, fizioterapie, kinetoterapie, ecografie 4D, farmacie. Toate fac parte din oferta clinicii Andreea Motoc. Descoperă cu Oetze senzația căldurii perfecte. Iarna asta îți aducem bluza care ține frigul la distanță. Bluza călduroasă de la Oetze. Ideală împotriva frigului. Doar la Decathlon. Sport pentru toți, totul pentru sport. Sănătatea este pe primul loc, iar noi vă putem ajuta. Clinica de acupunctură și tratament Nanjing Hongyu ajută la tratarea celor mai întâlnite probleme de sănătate până la cele mai rare. M-am simțit foarte bine, am făcut o terapie, mă simt bine și vreau să fac în continuare, deoarece am fost tratată extraordinar de bine și le mulțumesc foarte mult. Acupunctură, tracțiuni lombare și vertebrale, masaj terapeutic, dar și echipamente de specialitate, toate acestea fiind oferite de medici chinezi cu o experiență de peste 15 ani. Clinica Nanjing Hongyu, medicină tradițională chineză. În 20 de ani multe s-au schimbat, iar tehnologia a evoluat. După 20 de ani de experiență în domeniul termopanului, Xen 92 lansează în acest an cea mai bună și mai robustă fereastră din termopan. Bariera termică, formată din 5 sau chiar 7 camere, oferă liniște și confort. În plus, economia de energie se va simți încă din prima lună. E timpul să faci pasul către ferestrele viitorului. Te așteptăm la Send 92 Pitești. Telefon 288080. După nuntă vreau să mă duc într-un dormitor alb, imaculat. Mai bine, într-unul roz. Roz? Roz, cu baldachin și cu voal. Nu. Într-un dormitor imperial, somtos. Auzi, păi pentru toate astea, tu n-ai nevoie să te măriți. Trebuie să te duci la Slava să-ți faci mobilă pe comandă. Începeți ziua cu o cafea savuroasă la kilometrul zero. Restaurantul cu cele mai bune oferte de preț pentru orice poftă. La prânz, serviți meniul zilei bogat și gustos, 3 feluri de mâncare și o apă la 13 lei. Și pentru cunoscători, argeșeni sau oaspeți, servim meniuri tradiționale românești. Iar pentru evenimentele speciale, vă suntem gazde cum se cade. Restaurant kilometrul zero, în spatele primăriei. Noi gătim românește! Sunt Adriana Bahmuțeanu. În drumurile mele prin țară am descoperit mobila Slava. M-am îndrăgostit de Slava. Știți că sunt o femeie pretențioasă și nonconformistă. Doar mă cunoașteți. Și Slava e pe gustul meu. Mobilă elegantă și de calitate. Aici găsești totul la preț bun. Vino și tu, merită 100%. Dacă ești în căutarea unei surse de inspirație pentru stilul tău, Elena, femeia chic, te așteaptă în magazinul din strada Teiuleanu, vis-a-vis de prefectură. Design feminin și original, materiale atrăgătoare, culori și croieri moderne pentru îmbrăcămintea și încălțămintea de sezon. Confecțiile din blană, modelul elegant sau casual, urmăresc linia clasică particularizată cu elemente moderne adecvate siluetei și stilului vestimentar. Elena, femeia chic, pentru orice stil sau ocazie.
Parfumul pe care îl folosești este oglinda personalității tale. Folosește-ți imaginația pentru a te redescoperi. Testează noi esențe și alege-o pe cea care te reprezintă în momentele speciale ale vieții tale. Apa de parfum Bargello. Vă așteptăm la standul nostru în Pitești, Retail Park, intrarea principală Oșan. Bargello. Orice parfum din lume la același preț. Nu confundați parfumurile. Bargello vă poate oferi calitatea dorită. Profitați de pachetul format din 3 parfumuri la alegere la doar 90 de lei. Armonia are un nume, Caroline. Mobilă la comandă, personalizată cu accesorii de calitate import Germania. Bucătării, biblioteci, dormitoare, camere pentru copii, recepții business pentru hoteluri și alte spații comerciale. Termen de execuție și livrare maxim 7 zile calendaristice. Acum nou prin Caroline. Uși MDF înfoliate sau lăcuite și sertare cu sisteme Silent. Vizitează showroom-ul Caroline prin galeriile Praxis. Armonia are un nume, Caroline. Salut, Pitești! Suntem Buzdu și Morar. Abia așteptăm în noaptea de Revelion să petrecem până dimineața la Hanul Românesc. E pe bune! Buzdugan și Morar vin de Revelion la Hanul Rustic Argeșan. Te așteptăm cu prietenii la o noapte cu muzică 100% live. Meniul spectaculos are un preț de la 200 de lei de persoană. Dar tombola de la miezul nopții este gratuită. Iar distracția garantată cu Buzdugan și Morar. Sunt domnul Cabanier și vă invit la Hanul Românesc. Dacă nu, vă dau la urs. Jam, supermarketul unde îți faci cu plăcere cumpărăturile zilnice pentru familia ta. Aici găsești o diversitate de sortimente de calitate, produse proaspete în fiecare zi. Vino să te convingi, vei avea și surpriza promoțiilor permanente. Supermarketul Jam, în Pitești și Topoloveni. Jam te mulțumește pe deplin. Acum la Jam, cafea Iacobs la prețul de 7,99 lei. Ne-am întors, doamnelor și domnilor, cu invitatul la astăzi al emisiunii. Este vorba despre domnul primar Nicolae Smodu, primarul Comunei Domnești. Bună dimineața, domnule primar, și bine ați revenit! Dimineața, bine v-am găsit! Mă bucur că sunt alături de noastră. Văd că este o zi destul de frumoasă. Chiar dacă e vineri 13. Chiar dacă e vineri 13. Sunt superstițios, apropo? Niciodată, absolut. Niciodată. Ziua de 13, ziua de marți pentru mine. Sau noroc? Noroc. Noroc întotdeauna, da. Nu m-am gândit niciodată la treaba și nici nu-i bine să gândim. Deci nu credeți în superstiții, cu alte cuvinte? Nu, eu gândesc și am gândit întotdeauna numai pozitiv. Asta mă face să înțeleg că deși am fost în anul 2013, a fost un an bun pentru dumneavoastră. Ca să legăm puțin despre de bilanțul pe care vreau să vă întreb acum, prezentat la final de an, pentru că știți cum se spune, este ora bilanțului cu bune și cu rele, cum a fost anul ăsta, ce v-a mulțumit, ce v-a nemulțumit, câte realizări ați avut și ce așteptări o să aveți de la 2014. Da, așa cum spuneți noastră, anul 2013 a fost și pentru mine personal, familial și pentru activitatea care am făcut-o în comunitatea în care o păstoresc, a fost un an bun. Vedeți că niciodată nu ești mulțumit și nu ești foarte mulțumit de ceea ce faci sau de ceea ce se întâmplă pe lângă tine. Dar eu sunt mulțumit de acest an care peste 2-3 săptămâni se va duce. Am realizat câteva lucruri foarte importante în comunitate prin proiecte. Chiar ieri discutam cu un bun prieten că dacă noi vom fi în stare din 2014 în 2020 să dezvoltăm satul românesc așa cum trebuie, să ne implicăm în a atrage fonduri, este un lucru foarte pozitiv și eu cred că dacă Dumnezeu ne va da sănătate, dacă Consiliul Local va fi alături de mine, comunitatea, trebuie să facem lucruri bune, pentru că vedeți în cronologia asta vieții, trei cani, este și o melodie, așa cum plac, unul câte unul, trei cani și vom ajunge să nu lăsăm nimic copiilor și nepoților. Dar părerea mea este că, așa cum vă spuneam, trebuie să gândim pozitiv, trebuie să ne implicăm și acolo unde implicarea este maximă, trebuie și rezultatele să fie. Și anul acesta
Așa cum am mai spus, am realizat, zic, una dintre marile clădiri și frumoase acolo la Domnești, punctul centru de informare turistică. Exact. Da. De asemenea, liceul are o față foarte frumoasă, este foarte bine pus la punct, cu toate că mai avem o problemă de rezolvat acolo. Nu este nici foarte minoră, dar nici de o gravitate așa de mare. Și cred că trebuie să gândim că ziua de mâine este mai bună, trebuie să realizăm într-o cronologie așa lucrurile, pentru că eu știu că lipsesc multe în Domnești. Lipsește asfaltul, lipsește apa, canalizarea, dar am primit banii pentru aducțiunea de apă. Da, pentru Corb Domnești și Petroșani. Perfect, știm, da, și s-a lucrat foarte mult în ultima perioadă. Sunt mulțumit de stadiul în care suntem acum, ținând cont de sursa financiară, că dacă aveam bani eram gata de acum 3 ani probabil. Dar ținând cont de sursa financiară, de resursă, suntem destul de bine. Chiar bazinul la Corșori este aproape gata, la Domnești se lucrează, cred că mai mult de jumătate este gata. De asemenea, se lucrează în Pietroșani. Avem conductă la Domnești de aproximativ un kilometru doar pentru rețea parte din drumul național și din județean. Sper și părerea mea sinceră, după ce am avut discuții și cu constructorul, domnul președinte și domnul vicetecău, vicepreședinții Consiliului Județean, domnul președinte s-a alături de noi, am comunicat la București întreaga notă cu fundamentată facturile care ne trebuiesc pentru sumele care ne-ar trebui și sper ca acest guvern, după mulți ani de așteptare, să ne ofere resursa până la capăt ca să putem să ducem la bun sfârșit, pentru că în continuare avem și proiect de distribuție a apei, deci în primăvară deja noi începem și pe străzi să introducem rețea pentru populație și cred că ar fi momentul ca după foarte mulți zeci de ani și sute de ani Comuna Domnești să plece pe un pas, pe un trend al comunelor europene. Pentru că este să de necrezut... Această elită a comunelor europene, corect, cu alte cuvinte. Este de necrezut că nu avem aceste utilități în Comuna Domnești. Știam, vă întreb puțin, știam că trebuie să mai plătiți vreo 1.200.000 de lei. I-ați primit? Ați spus asta până la finalul acestui an. Da, am primit parte din ei, am facturat acum 400.000 de lei, 4 miliarde și avem încă 100.000, încă 1 miliard lei vechi. Documentație care a fost transmisă Guvernului României, Ministerul Dezvoltării și sper ca până la sfârșitul anului să primim, să achităm constructorului ca să ne ținem de cuvânt și noi față de dânsii și dânsii la... într-un final să ne respecte și să dăm curs lucrărilor, finalizarea acestor, exact, lucrări. Pentru că e un proiect început încă din anul 2005, așa cum spunea și dumneavoastră, asta cam 8 ani de zile pe dușă. Da. Destul de mult. Nici nu vreau să vă spun de multe ori, nici nu vreau să mai mă gândesc ani în care n-am avut sursa financiară. Dar vedeți că toate trec, la un moment dat le uiți, te gândești și lupți pentru ziua de mâine. Și important este, așa cum vă spuneam, să oferi comunității altceva, indiferent că este smădul primar, că este altă și altă persoană, dar standardul de viață trebuie să fie altul. Chiar discutam duminică, am fost prin piață puțin, băi, primare, băi, la voi ce piață e? Da, și la noi este o piață mare, este pusă la punct în proporție de cam 75%, deși acolo mai sunt foarte multe de făcut. Dar trebuie să investiți bani, sunt sume mari care niciodată, ca acolo unde investești mult și nu produci atât de mult, trebuie foarte mulți ani să amortizezi investiția. Cheltuia, exact. Corect. Dar trebuie să realizăm lucruri
bune, pozitive. Evident, pentru că dumneavoastră sunteți un primar, am mai spus acest lucru, cu viziune clară. Un primar care știe cu precizie de ceea ce este nevoie pentru ca locuitorii comunei pe care o păstoriți să fie mândri, să fie mulțumiți de condițiile de trai de care beneficiază chiar și acum în prezent, pentru că au fost foarte multe realizări, chiar dacă a fost această mică întârziere cu banii. Comuna este una totuși înfloritoare, trebuie să recunoaștem. Da, corect. Dar așa cum vă spuneam și repet, mai sunt multe de făcut. Lucrăm acolo la spital. Deja am introdus rețea de gaze la centru de permanență. Încă un pas în față, un plus. Avem promisiunea că de la 1 ianuarie vom avea încă un Medila multifuncțional. Deja lucrăm la un pavilion pentru copiii cu handicap. Avem alte două locații care vom investi și avem deja o aprobare pentru un centru de sănătate, deci unitatea de asistență medico-socială, 38 de locuri. Deci, în primul rând, vrem să reparăm ce s-a greșit pe timpul în care acest spital a fost închis și o mare prostie și nenorocire și să creăm probabil și un plus, dacă am putea, dacă realizăm și pentru copiii ăștia, și permanența, care timp de zi, de noapte, în weekend, astea este rezolvată, este o treabă extraordinară. Chiar am fost acum într-o seară acolo, căldură, bine, vin foarte mulți oameni din zonă, sunt foarte multe cazuri, pentru că pe lângă alte și alte, omul mai trebuie să-și vadă și de sănătatea lui și sunt probleme multe. Și trebuie să dea un curs investițiilor de acolo. Sunt situații în care n-ai sursa financiară, dar trebuie să găsești varianta și soluția de a rezolva. Pentru că nu poți funcționa dacă n-ai niște contracte de prestări servicii, dacă n-ai... Și noi ne implicăm. Vreau să vă spun că am discutat zilele astea, am primit alimentele acum 3-4 zile, deja cred că mai mult de jumătate le-am alimentele de la Uniunea Europeană. De la Uniunea Europeană. Au venit toate, chiar dacă au venit mai târziu, eu m-am bucurat că oamenii n-au făcut 3-4 drumuri să le ia. Nu au fost probleme de distribuția acestora. În schimb, trebuie să facem o analiză la nivel de, zic, și de partii, și de coaliție USL, de Consiliul Județean. Mai sunt în localitățile noastre, chiar dacă Domneștiu e așa o comună, cum se zice, mai răsărită, mai sunt probleme vis-a-vis de 2, 3, 5 cetățeni care au necazuri mari, care sunt bolnavi, care nu au variante. Care au nevoie de ajutor. Deci, exact. Dacă nu ai niciun leu pensie și nu ai niciun venit absolut și ai un hectar de teren, nu poți să iei bani pentru lemne, nu poți să iei aceste alimente, nu poți să iei... Este o fată care chiar venise cine are grijă de ea și să-mi zică, domnul primar, uitați-vă, domne, știți, fata asta este în cadru, se ține în cadru, se chinuie acolo, n-are niciun venit. Deci trebuie să avem grijă și de semenii noștri, chiar dacă nu sunt foarte multe cazuri. Dar trebuie să ne implicăm, toată lumea așteaptă la cine, așteaptă la primar, cu toate că mai sunt și oameni care mai de rea credință. Dar în marea majoritate, eu mă bucur de ceea ce se întâmplă în comunitate. Cum cu iluminatul public, am avut noi unele discuții, ați rezolvat această problemă sau e în curs de rezolvare? Da, cu iluminatul public stăm foarte bine, chiar ieri, astăzi se va lucra la iluminatul ornamental. Ați aprins luminile și la Domnești de Lomul? Deja de aseară am început să le aprindem. Deja băieții care ne-au realizat această investiție a fost pe 84 de luni, suntem în a 60-a lună, mai avem 2 ani. Deja au investit foarte mult, noi plătim lunar. Important este și aici, în dezvoltarea satului ăsta românesc și a comunităților, ajunsesem la o tarifare E2, deci este o tarifare europeană pe timp de noapte. Era extraordinar de bună. Resursa financiară era minimă și puteai să rezolvi chestiunea asta. Și noi am investit atunci, am făcut acest pas și văd acum de aproximativ câteva luni că deja tariful s-a dus foarte mult, adică
era 0,17 lei pe kilowatt, pe această tarifare este deja 0,37. La 0,37 este mai mult decât dublu. Nu mai găsești bani în bugie, trebuie să faci alte echilibrări, trebuie să aduci bani. Deci nu e atât de ușor. Știi ce? Pe niciunde nu e ușor, domnul. Corect. Primar. Un standard de viață al unei comunități înseamnă și de dezvoltare, înseamnă și un iluminat public, și o apă, și o canalizare, și mult mai multe utilități. Exact. Asta încercăm, pentru că acum câteva luni când am fost la noastră, vă spuneam de faptul că vrem să dăm fața acelei case de cultură, dar nu am rezolvat până acum. Sperăm ca până în vară să fie gata. Am investit foarte mult, am creat un mare plus față de ceea ce s-a întâmplat acolo. Am reabilitat vestiarele, toaletele, lucrăm la scenă și vedeți, dacă vrem să ne implicăm și să lăsăm după noi ceva, chiar dacă această casă e culturii din 1981, dar ultimii 10 ani n-a mai funcționat în parametri, sub nicio formă, și trebuie chiar ultimii 20 de ani în parametri care... Și vreau să facem în așa fel încât omul, după necazul lui, după durerea, după atâta muncă, să-l mai duci și la un teatru, să mai duci la un spectacol, să mai uite, așa. Că este normal, cât de săraci am fi, cât de multe probleme am avea, mai trebuie și destindere, pentru că până la urma urmei viața ce este? Trec ani și... Iar mă duceți cu gândul la... Iar mă duc, da. Domnule primar, cum previzionați dumneavoastră că va fi 2014? Care ar fi așteptările dumneavoastră de la 2014? Va fi mai bun? Va fi mai rău? Mai greu? Mai ușor? Eu sper că anul 2014 pentru noi, pentru cei din Domnești, va fi mai bun. Sunt optimist pentru că știu pașii care am făcut în proiecte. Avem un mare plus cu grupul de acțiune local care funcționează la Domnești și care înseamnă foarte mult pentru dezvoltare, așa cum spuneam, satului românesc. Sunt 16 agenți economici și 15 comunități care fac parte din acest grup de acțiune. Am reușit să aducem aproape toți banii care i-am avut propuși acolo și gândeam așa, studiam la sumele care între 2014-2020 vor fi peste 10 milioane de euro. Deci putem dezvolta cu adevărat nu numai comunitatea de la Domnești, ci toți cei care suntem implicați acolo. Și domnul primar de la Curbe are un proiect și domnul primar de la Nocșoara și toți cei care vor să dezvolte cu adevărat satul românesc, găsim variantă să ne lipim, să ne pliem pe una dintre măsurile, plus că guvernul României prin domnul premier, prin domnul Victor Ponta, a spus că anul 2013 nu vom începe alte lucrări, vom continua cele începute. La un moment dat vom finaliza acele lucrări, vom începe alte în 2014. Este perioada asta de absorbție a fondurilor în care și fondurile europene, pe lângă grupul de acțiune, vor funcționa și deci este o nouă etapă, vor veni foarte mulți bani. Important este să creăm structura organizatorică. Exact. Asta e foarte important. Structura organizatorică, implicarea. Credeți că este cuiva ușor? Chiar am numărat drumurile făcute până la Târgoviște. Deci, pentru un punct de informare, pentru acea clădire, am fost de 64 de ori la Târgoviște. Nu e posibil. În anii în care s-a dezvoltat tot ce înseamnă comunicații, internet, tot absolut, și când orice semnătură poți să o faci electronică și de-aia, să vedeți, sunt niște reguli la care nu putem să ne abatem da. Pentru că dacă ajungem să ne abatem, nu putem să le mai rezolvăm. Și atunci este foarte greu. Om trăi și om vedea, mai sunt 3-4 minute. Haideți să vorbim de sărbători, domnule primar. Că vin sărbătorile acum, Crăciunul. Unde veți petrece sărbătorile? Cu cine? Ce vă doriți de la Moș Crăciun, de la Noul An? Ce vă spune? Îmi doresc sănătate, familiei mele. Îmi așteaptă un an frumos, cred că 2014, în
luna iulie voi face nunta băiatului. Doamne ajută, să fie într-un ceas. Vă mulțumesc frumos, singurul copil al meu. Să vă trăiesc. Și vă mulțumesc și dumneavoastră. Și cred că important este pentru domnești și pentru mine de a avea sănătate. Eu dacă am sănătate, mă pun în slujba cetățenilor mei și vreau să fac alături de dânsi și, așa cum am promis, mult mai multe. Păi, în rest ce? În afară de... Deci cel mai important lucru este sănătatea. Dacă e sănătos, eu vreau să vă spun, multe etape ale vieții am trecut, și mai bune și mai rele, dar atâta timp îi mulțumesc lui Dumnezeu că am fost sănătos și am trecut prin toate încercările și provocările prin vieții. Prin toate, extraordinar de rapid, de lejer, nu zic că nu rămân urme, bine, rău, dar nu, și am fost un om optimist, nu. Sărbătorile le petrec acasă cu cei dragi, cel puțin Crăciunul, pentru că eu mă implic în viața culturală, artistică, în multe. O să merg la biserică, acolo unde sunt botezat, unde sunt cununat, la bisericile din sat. De Revelion încă nu ne-am gândit, mai discutăm, mai facem calcule cu prietenii. Vor trece sărbătorile. Important este că trebuie să fim aproape de cei dragi. Și mie nu sunt dragi numai cei din familia mea, ci toți locuitorii. Chiar dacă parte, așa cum am spus, sunt mai răși, eu uit. Și dacă ești primar, trebuie să uiți răutatea celui care e lângă tine. Pentru că nu și e... Și nu neapărat dacă ești primar, trebuie ca tot să uităm răutățile și să iertăm, toți. Să învățăm să iertăm. Pentru toți. Că parcă ne-am înrăit așa de la o vreme unii cu alții și nu prea e bine. Corect. Oră, este punctul meu de vedere. Noi cu atât mai mult. Eu în funcția mea trebuie să iert multe, pentru că asta e viața. Zice, da, dar tu ești povă, nu sunt nici preo, nici, dar trebuie să uităm, pentru că nu e bună răutatea. Iar țelul meu, scopul meu în această funcție și în viață este de a dezvolta, de a gândi numai în plus. 30 de secunde, a iubi înseamnă a ierta. Vreau să mai completez mesajul de final adresat domneștenilor, argeșenilor, celor care ne privesc acum. Păi tuturor celor care ne privesc acum, colaboratorilor noștri, întregului județ Argeș, a României este, a localității în care trăiesc, le doresc sănătate, să aibă sărbători cu bine, să dea Dumnezeu să fim mai buni, să ne înțelegem unii cu alții și așa cum cred că eu transmit celor de lângă mine un foarte mult plus și pozitiv, cu toții să gândim la fel. Sărbători cu bine, la mulți ani și un an nou fericit 2014, să ne vedem cu bine și să fim mult mai veseli și mulți mai implicați în tot ceea ce înseamnă România, zic eu, pentru că merităm cu toții. Așa este, vă mulțumesc foarte mult, domnule primar. În această dimineață am cunoscut latura noastră sensibilă, dați-mi voie, pentru că eu vă știu un primar tonic, jovial. Ați fost puțin sensibil în această dimineață. Nu că nu mi-ar fi plăcut, doamne perește, da. Dar ne-ați arătat și latura noastră sensibilă, ceea ce cred eu că i-a și sensibilizat la rândul ei pe telespectatorii noștri. Vă mulțumim, vă dorim la mulți ani. Doamnelor și domnilor, rămâneți la Neața cu Răzvan și Dani, să aveți parte de un weekend senzațional. Ne vedem luni dimineață pe 16 decembrie. Toate cele bune, pe curând!